Dan Barna are un mesaj dur pentru cei care nu sunt de acord cu orele de educație sexuală în școli. Vicepremierul susține că legea potrivit căreia copiii pot participa la lecții de educație sexuală doar cu acordul părinților ar trebui modificată. E de neacceptat ca exact acei copii care sunt cei mai vulnerabili să nu poată participa pentru că părinților nu sunt conectați la agenda publică, ca să fiu elegant. Exact acei copii nu au șansa să participe la orele de educație sexuală pentru că așa cum este legea acum, se spune că la oră de educație pentru sănătate, implicit educație sexuală, un copil participă doar dacă părintele merge cu el de mână și își dă acordul. În felul ăsta obligăm în continuare generații de tineri și tinere să facă lecția de educație sexuală în spatele școlii sau în toaletă. Dan Barna a mai subliniat că legea trebuie făcută în interesul copiilor. Trebuie să ne gândim la copii și nu la chimerele medievale ale părinților. Copiii sunt viitorul acestei țări, iar cei care trăiesc încă în evul mediu pot să-și asume lucrul ăsta, dar să-și asume retragerea copilului. Nu statul să vină să spună copiii n-au dreptul la educație sexuală și doar părinții înțelepți și cărora le pasă cu adevărat de copii pot să-și ducă copilul la oră. Vicepremierul a mai precizat că în acest moment legea se află pe masa Senatului.